Dimineața, prieteni dragi, revin iarăși cu un videoclip. Un videoclip care nu are prea mare legătură din nou cu proiectul nostru, dar o să vă arăt ceva frumos pe care eu sper că în viitor o să-mi aparțină. Sau mai bine zis, pe care în viitor sper că o să pot să o achiziționez. Omul mi-a promis-o. Acum să vedem dacă se și ține de cuvânt. Haideți să vedem despre ce este vorba. Mergem să facem un ITP-ul. Inspecția tehnică periodică. Haideți să vedem despre ce este vorba. După cum bine știți, parcul meu de mașini românești, aș putea spune, mai de epocă, mai vechiuțe, am de gând să îl lărgesc. Desigur, îmi doresc și eu dăciuța. Dăciuța pe care o să o vedeți în clipul ăsta este destul de îmbrobodită, împopoțonată, cum să zice la noi în popor, dar e super. În afară de faptul ăsta că omul a foarte mult încărcat-o, este originală 100%. Așteptați. Ia să vedem momentul adevărului. Ce avem noi aici? Să fac o mică prezentare. Dacia, cred că e primul model fără oglindă pe partea stângă, pe partea dreaptă de fapt. Totul este original. Mergem să-i facem un ITP original. Să vedem. Ne iese sau nu ne iese? Ia să vedem. Materia parabolică, se pune mai... punem toate cele. Cu claxoanele, că le-am dat jos, că facem ecologie. Punem centurile. Nu se centurile de bani, dar nu repede, degeaba. Corect, corect. Ne-am întors acum 50 de ani. Facem o plimbare cu tăciuța. Mergem să-i luăm carnetul de conducere. Italian. Da, vre, da. Cu antena de 2 metri și cu aia cu 4 faruri sus colo. Și mai are vopsea. Tot în față. Vopsea originală. 1970. Cauciucuri. Uitați-vă aici. Ce cauciucuri are bătrânica asta noastră. Noi nouți. Made in România. Înseamnă că nu e 8. Nu e 8, nu e. Am plecat lumea de vreme. Ți-ai plătat. Modelul fără oglindă. Aici s-a intervenit puțin la estetic, dar
Vă dați seama că astea o să cadă. Ia uitați-vă aici, cauciucuri. Pragurile e pline de vaselină. Și pe amortizoare pe aici e vaselină topită. Valoare. Am pus placuțe noi, dar ăsta e pistolul nou. De la stat, bre, de la stat să... Să îngrădește, na. Ia să vedem ce găsim noi la bord. Ia uitați-vă aici. Kilometri reali. Câte? 52.000 are, n-ai mai. 52.000, 640. Uite-te căței, stai, mă, dui. Căței, de-aia, Lupi, bă. Ce-o fi aici, unde... Super. E bazin din ăsta de apă. Bă, ce miroase. Ia, deschide, nene, și deschide și capota. Să vedem ce găsim și aici sub capotă. Ce vrei să găsești? Păi nu trebuie să filmăm? Păi nu, că băi, e motorul murdar. Nu filmă acum, că e motorul murdar. Lasă, bre, că mai filmăm o dată, bre. Motorul film. E motorul original, nu e murdar. Nu din partea asta aici, că trebuie să vede bateria ca lumea. Ia aici, ia. Bătrâna doamnă. Bagă în spate, bagă în spate. Lângă gard acolo. Bibelul. Până una alta, haideți să vă mai arăt ceva foarte drăguț, o Dacie în miniatură. Dragii mei prieteni, după cum bine știți, am rezolvat și cu ITP-ul și ce să vedeți, vorbisem cu omul cam de un an de zile, îl știam ce are și convenisem să-mi dea o motocicletă vechi. Destul de veche. Când mă trezesc că convenise cu băiatul ăla de acolo, cu prietenul meu, să-i dea motocicleta lui. Deci, bă, cum v-am zis, convenisem să-i cumpăr eu motocicleta, dar neavând unde să o țin, am zis să mai las la el. Și astăzi, mai că o vindea fără să mă anunțe. Și ce credeți? A fost și am luat-o astăzi, m-am hotărât și am zis ca să o iau, pentru că mâine poimine mă trezeam că nu mai am ce să mai iau. Și cu dăcioara la fel. Îmi este mie promisă, dar am impresia că o să trebuiască să-l tatonez, pentru că s-ar putea să rămân fără ea. Omul mi-a promis. Eu o vreau, dar să vedem când o veni momentul să
Hyundai. Vedem până atunci. Haideți să vă arăt bijou. Ia să vedem ce avem noi aici. Cam așa arată motoretus. Este ceva rusesc sau ucrainean, după cum se vede aici, v-a scris. Am văzut că emblema pare de Peugeot. Dar mă mulțumesc, mă bucur că am putut să o iau. Mi-a promis-o că mi-o dă, că mi-o dă și o dădea altcuiva. Cam așa arată. În mare. Mai multe detalii o să vă dau în videoclipul următor, pentru că o să trebuiască să mă apuc să o curăț, să-i fac și ceva reglaje, finisaje. Motoreta momentan nu pornește. Mi-a zis că a umblat pe la carburator, pe la una, pe la alta. Nu a reușit să-i mai dea de cap, așa că o să trebuiască să-i facem o revizie totală și abia după aceea o să ies cu ea la lucru. Mai multe detalii în videoclipul următor. Stați aproape. Nu uitați de abonare. Chiar dacă postez mai rar, sper că reușesc să vă surprind cu postări drăguțe. După cum bine știți, la IMS-ul am cam întrerupt activitatea datorită problemei pe care am întâmpinat-o cu caroseria. Încă stau să mă gândesc și să vedem care ar fi cea mai bună soluție, cea mai rapidă, cea mai necostisitoare, să zic așa. Și cu siguranță o să îl duc la capăt. Mă refer la proiectul ăsta al meu cu IMS-ul, dar în același timp lucrez și la garaj, pentru că aș dori să termin prima dată garajul pentru a avea unde să pot să-l depozitez după ce îl vopsesc. Altfel ar trebui să vopsesc caroseria, să o montez pe șasiu și să îl învelesc cu o folie, cu un nylon. Și cred că asta e o variantă foarte proastă, datorită faptului că la vânt, la ploaie, la chestii intemperii, nylonul ăla se mișcă și cred că o să se lase cu destul de multe zgârieturi și iarăși muncă irosită, timp pierdut. Așa că prefer să mai pierd 2-3 luni din anul ăsta. O să vină iarna, fac de lucru în garaj acolo, dar de abandonat nu îl abandonez. Într-un final o să-l duc la sfârșit, la capăt acel proiect. Așa că, dragi prieteni, stați aproape, pentru că o să vă surprind cu tot felul de vechituri, să zic așa. La revedere, o zi minunată vă doresc!